portul turistic de agrement din Călăraș. O lucrare importantă pentru municipiul Călăraș, pentru județul Călăraș, unde se speră că turismul va fi relansat. Deocamdată amenajarea de șantier de aici, de pe malul Borcei, nu s-a realizat, deși lucrările au fost prezentate ca urmând să debuteze. Se lucrează la tăierea pădurii, la exploatarea materialului rămnos și eliberarea terenului, la eliberarea terenului pentru viitoarele lucrări de amenajare ce se vor efectua aici. Se observă că este un volum de muncă impresionant care va urma pentru exploatarea materialului rămnos, pentru a se amenaja șantierul. Vor reveni cu informații.